Spațiul nu e. Când a dispărut spațiul, acum, da? Asta se întâmplă. Vizualizez, nu vizualizez, asta se întâmplă. Spațiul a dispărut. Asculți tamtamuri. Când ți-i somn, adormi, te lași așa. Și ești ghidată să treci prin foc și pară pe pământ. De-aia e tusă, de-aia pandemia a fost, de-aia aici nu poți respira, lumea nu poate brusc respira, nu că e răceală și că, da? Dar noi așa am dispărut. Noi am ars pământul, zic cum vrei, toate ororile, toate fricile, da? Ce putea să se întâmple cu pământul și un fel de, dacă vrei, nu atât oameni cât animalele în pădure, știi? Ars pădurea și ars tot ce era. Așa s-a dus pământul. De râpă, da. Și pandemia a fost, acum simt, doare foarte tare în gât, nu e răceală, nu, e de la asfixiere cu focul. Așa. Și acum e ca și cum derulezi filmul înapoi, unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a ieșit din ce s-a întâmplat. Nu mai apucă să se întâmple. Ceva de genul. Că eu așa înțeleg. Poate că nu știu. Dar asta a fost. Și învățăm să respirăm. Aici tot a fost distrus, ars, da? Învățăm să respirăm. Învățăm să regenerăm. Tot, da? Cum am dus de râpă pământul cu tătișelea și ni s-a oferit onoarea să simțim ce am făcut în alte vieți, în 3D, zic cum vrei. Bun. Ok, trecem prin asta, e ok. Deci, spațiu nu ai. E, da? Cât ești tu. Spațiu nu ai. Ceasul care l-ai în casă cu cadran s-a oprit. La tine s-a oprit, la fiecare cum s-a oprit. Fiecare are, nu timeline, o zi. Pământul avea ore diferență. Zi cum se numea, nu mai știu, că acum m-am trezit din pădurea arsă. Hai, da, ok. Și fiecare în... Doamne, nu vine cuvântul. Ok, nu contează. La tine, cadranul ceasului, tu l-ai oprit. Deci fiecare își oprește ceasul acum. Și știi la ce oră a pământului e. Nu e ceea ce știe, ci ceea ce îi se arată și unde e și cum e, da? Meridianele, paralelele a pământului și așa mai departe. Remembering pământul, ți-aduce aminte. Așa. Spațiu n-ai, ceasul scoți din priză, îl oprești, fiecare acum la ce oră a oprit, da? Și asta s-a întâmplat odată cu mine, când am oprit eu. Bun. La mine s-a oprit la 4, fără 10. Ai înțeles? La 4, fără 10. Dacă e invers, e 10 și 20. Da? Asta care arată. Bun. Acum, vizualizez pământul, dar cumva ciudat s-a vizualizat. Nu așa emisferele, eu am vrut să le pun așa, știi, desfăcut pământul. Și cumva nu m-a lăsat tot așa. Deci a fost pământul așa, l-am văzut, l-am desfăcut să văd ce și unde e și mi-a arătat amândouă jumătăți desfăcute sus. Era
la America sus unde e, da? Pe partea asta desfăcută. Și jos la Australia. Adică meridianul cum e. Orizontal, paralel, da? Vertical, zic cum vrei, așa. Cum e corect. Și la un moment ăsta, zi, America și Australia, prin astea două emisfere, nu m-o lăsat să o emisferă să o fac, după aia a doua, să văd ce și cum, nu. S-a desfăcut așa și a tras așa linia. De acolo, e, nu știu de ce a venit imediat paralela cu asociativ, asta nu înseamnă că e asta, dar să știi despre ce e vorba. Ai oprit timpul, a dispărut spațiul și crucea care era așa, da? Meridianele, da? Era orizontal, după aia vertical, de fapt e crucea, da? Care la cimitir, așa, da? Și mai era una jos, zic că e din partea asta, mă, din asta, în oglindă înseamnă că, stai așa să vedem în oglindă ce e acolo, jos așa, chirdâc. Acum am, ca și cum, așa și e, am murit, am făcut săritura cuantică, o facem. Săritura cuantică înseamnă ancorarea și limpezirea minții și remembering și așa mai departe. Nimeni nu-și iese de minți, chiar dacă ți ieși de minți, e normal, e ok, pe acolo e drumul, da? Ok. Mă rog, așa, da? Se adună în gât aici, compasiunea și te rogi. Ok. Nu trebuie concret, e atât. Asta înseamnă rugăciune. Aici a venit un... se dezleagă un nod în gât. Ok. Atât. Nu e cuvânt, nu e nimic spus. Așa. Și așa a fost, da? America și Australia. Și dacă e în oglindă, partea de jos, să zicem, a Americii și sus, Japonia. Da? Nu, Japonia în partea asta. La ăsta, la altul. Ai înțeles? Nu, Japonia, zi, în partea asta ce... Nu contează. Ai înțeles, da? Și se schimbă tocica aporă Xilenei. Punctul de... Se schimbă, da? Era un punct la magi. Punctul de... Doamne, că îmi scapă cuvintele toate acum. A fost așa și acum se schimbă punctul. Da? Îl rotești, ăsta ce a ieșit așa și crucea a fost așa, tu ai făcut așa. Rotești, origami, da. Rotești, da? Înapoi, în față, o întorci, se rotește și se schimbă punctul de sprijin a neamului, a pământului, a universului. Ok. Ce făceai tu pirueta, da? Și schimbai, acum tot în punctul ăsta apăreai, da? Pirueta și tot acolo, pirueta și tot acolo. Acum, asta o rotești, da? Nu e la cazino chestia aia din mijloc, da? De fapt, s-a proiectat, drag, știi ce. Deci asta e chestia asta de la cazino. Și pe ce pică, da? Acolo era. Ei, aici, când se oprește, s-a oprit. Ai să simți când s-a oprit sau ai simțit, ai să vezi pe parcurs. Și și-a schimbat un fel de traiectorie a pământului ca și regenerare a universului și a neamului tău pământesc. Acolo ești și și la mulți ani, ok, la mulți ani. Bun.